Ieri noapte, autoritățile de control au oprit în trafic un tânăr de 27 de ani din comuna Șimian. La solicitarea polițiștilor, bărbatul a fost testat cu aparatul drug test, care a ieșit pozitiv. Acesta fiind condus la o unitate medicală pentru a-i se recolta monstre biologice în vederea stabilirii consumului de substanțe psihoactive. Seara trecută, polițiștii din cadrul biroului rutier au depistat în trafic un bărbat de 27 de ani din comuna Șimian, în timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Mihai Viteazu, în municipiul Drobeta Turnu Severin, după ce a consumat substanțe psihoactive. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul drug test, care a indicat o valoare pozitivă, acesta fiind condus la o unitate medicală pentru a-i se recolta mostre biologice în vederea stabilirii consumului de substanțe psihoactive. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.